Găsirea celui mai bun microfon pentru streaming și gaming poate fi o aventură fără sfârșit. Există o mulțime de microfoane de calitate înaltă disponibile pe piață, dar și prețul oscilează foarte mult. Dacă ești streamer sau dorești să te apuci de așa ceva și ai nevoie de un sunet bun, dar nu ai disponibile câteva mii de lei, un microfon pe USB este cea mai bună opțiune. Un microfon pe USB este plug and play și nu costă o avere. El este balansul de calitate între un microfon cu jack și unul pe XLR, care necesită și alte componente terțe. Desigur că în cauz trebuie să fii atent și la polaritatea lui, deoarece există microfoane cardioide, bidirecționale și omnidirecționale. Care sunt diferențele între aceste modele de captare? Iată pe scurt. Cel cardioid captează sunetul direct din fața microfonului, excelent pentru gamerii care vor să capteze doar vocea lor. Cel bidirecțional captează sunetul din fața din spatele microfonului, excelent pentru doi vorbitori. Cel omnidirecțional captează sunetul din toată camera în mod circular, ideal pentru podcasturi cu mai multe persoane. Astăzi ne vom îndrepta atenția către un microfon de la Traz, numit GXT244 Buzz, care poate fi achiziționat la un preț de aproape 300 de lei. Un preț echilibrat pentru ceea ce oferă acest microfon. Microfonul este de tip cardioid și este recomandat pentru capturarea vocii și a instrumentelor muzicale. Acesta are o diafragmă mare de 50 de mm care captează frecvențe de la 30 de Hz până la 18 kHz și are un sampling pe 16 bits la 48 de kHz. Așadar, să vedem ce are acesta în pachet. La prima vedere, microfonul are o calitate a construcției foarte bună, fiind din metal. Și iată că acesta se poate și desface foarte ușor. Acesta este microfonul pe interior. Putem vedea cu ușurință placa lui de sunet, care spre mirarea mea nu este Realtek. Acesta pare să fie construit pe un șasiu de metal. Dar ia să vedem dacă nu putem desface și pastila de sunet. Se pare că e lipită. Dar să-l ansamblăm înapoi. Interesantă decizia celor de la Traz de a lăsa la dispoziția oricui posibilitatea de a-l desface. Iată și suportul microfonului. Acesta are și o prindere standard pentru braț. Acesta este trepiedul care se înfiletează. Acum că am scăpat de cutie și de toate cele, acesta este cablul de conexiune pe USB, care are lungime de 1,8 metri. Acesta este mini trepiedul, care poate fi ajustat și pe înălțime. Se pare că acesta poate fi ajustat și pe față și pe spate. Și pur și simplu se introduce în suport. Apăsați pe aceste cleme, iar ele se vor desface puțin, încât să-l puteți regla după preferință. Cam așa arată el montat. Așadar, să-i facem și o probă de sunet. Îl conectăm la calculator. Se pare că l-a depistat. Să vedem ce setări are. De aici putem să-i setăm volumul și calitatea sunetului, care, după cum spuneam, este maxim pe 16 biți. Din păcate, nu este pe 24 de biți. Adică nu este high-res, dar are o calitate decentă. Oricum, stream-urile live sunt comprimate la sunet, așadar nu veți observa diferența. Să-i dăm și o înregistrare în Audition. La această distanță, nivelul este undeva pe la minus 9 decibeli, adică este un nivel decent, cum este la standardul de TV. Din păcate nu mai avem volume extra, este deja dat la maxim. Aș fi preferat să audă un pic mai tare. Iar dacă îl apropiem, da, este destul de aproape. Vă recomand să-l utilizați cu un braț, dacă se poate. Și mai aproape, deja intră în overdrive. Cam 10-15 cm este maxim distanța care l-ați putea folosi. Sunetul static este la un nivel mai scăzut decât mă așteptam, ceea ce este foarte bine pentru acest microfon. Aș fi preferat ca acest microfon să aibă și o mufă jack pentru a auzi în timp real ce vorbiți, dar este disponibil pentru modelul mai scump al lui, adică Trust Firu. Este un microfon care se aude foarte bine, nu mă așteptam la această calitate.
Îl recomand celor care doresc să se apuce de streaming sau celor care vor să înregistreze muzică acasă, nu la nivel profesional, desigur, dar calitatea lui este foarte bună și cu un pic de editare se poate obține ceva mai mult de la el. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest review, vă mai așteptăm pe canalul Techzilla. Până data viitoare, nu stați cu minți!